păcătuim încăpățânându-ne. Ne încăpățânăm în viața de familie. Cei care sunteți căsătoriți, suntem căsătoriți, știm asta. Avem câteodată o ambiție din asta, vreau să-i demonstrez că eu am dreptate. Măcar că nu ai, măcar că nu am. Și ne încăpățânăm. Vedeți, există o încăpățânare pozitivă, una bună. Noi trebuie să fim încăpățânați a sluji lui Dumnezeu. Încăpățânați în a ține toate legile lui Dumnezeu. Încăpățânați în ascultarea noastră. Încăpățânați în a urmări binele familiei noastre, în a câștiga pâinea familiilor noastre, în a da o direcție copiilor noștri. În lucrurile acelea trebuie să fim încăpățânați. Problema este însă când ne încăpățânăm împotriva Domnului. Atunci este o problemă. Și exact această problemă vreau să o tratez în mesajul din această seară, numită Păcatul Încăpățânării. Și aș vrea această seară să trec peste 5 semne ale încăpățânării. Și ca să nu ofensez pe nimeni, le-am pus la persoana întâi, nu le-am pus la persoana a doua. Pentru că îmi predic în primul rând mie și apoi dumneavoastră. Primul semn că ești pe o cale greșită și că ai tendințe să fii încăpățânat față de Domnul, este următorul, primul semn. Când am o problemă și refuz să apelez la Dumnezeu încercând să o rezolv eu, este un semn sau o dovadă că sunt încăpățânat. Când am o problemă și refuz să apelez la Dumnezeu încercând să o rezolv eu, este un semn că sunt încăpățânat. Așa se întâmplă de multe ori. Credem că suntem deștepți. Credem că după atâția ani de pocăință avem maturitatea deosebită de a putea să ne rezolvăm noi problemele. Văd în lucrarea mea și vedem fiecare din noi, dacă suntem atenți. Vedem cum oamenii refuză să ceară ajutorul Domnului, să apeleze la ajutorul Său. Și pe când poate apelează, este prea târziu. Copilul acela rebel deja a făcut multe. Multe lucruri care nu trebuia făcute. Familia deja atunci când ajunge să ceară ajutor este deja despărțită, nu mai poți să faci nimic și divorțul este iminent. Pentru că la vremea potrivită, poate că am refuzat și ai refuzat să ceri ajutorul Domnului. Ai crezut că poți să rezolvi totul, n-ai vrut să te dai în spectacol, să nu vadă nimeni ce problemă ai, ci să o rezolvi tu. Este primul semn al încăpățânării noastre față de Domnul. Doamne, păzește-ne de asemenea atitudini. Apoi al doilea semn al încăpățânării noastre, al încăpățânării mele, este când mă mulțumesc să rezolv problema doar pe jumătate, pentru a da impresia că este rezolvată. Când mă mulțumesc să rezolv problema doar superficial, dacă vreți, pentru a da impresia că e rezolvată toată. Vedeți, haideți să recunoaștem uneori presiunea celor din jur ne obligă să improvizăm lucruri. Dar nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Vă amintiți de Saul? Nu mai venea Samuel. Și trebuia să aducă jertfa și a zis, trebuie să aducă jertfa, trebuie să meargă mai departe și o face el. Și vine Samuel și spune, ce ai făcut? Ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Și spune aici, Samuel, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea, citez eu aici, încăpățânarea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Ce ai făcut? Ai cedat presiunii celor din jur. Te-ai mulțumit să rezolvi problema doar pe jumătate pentru a da impresia că este rezolvată. Dragi părinți, vă cunosc oful la mulți dintre voi. Dar nu ajunge că ați îndepărtat prietenii care influențează rău pe copiii voștri. Asta e doar jumătate din problema rezolvată. Va trebui să vă asigurați că influența care deja au pus-o copiii aceia a dispărut din inima copilului dumneavoastră. Va trebui să te asiguri că și copilul tău, că și copilul meu nu va fi o influență negativă asupra altora. Nu s-a rezolvat problema doar scoțându-l de acolo. Da, este jumătate din problemă rezolvată, dar trebuie mers până la capăt. Trebuie mers până la capăt. Dragul meu, nu ajunge, tinere dragă, o plimbare la altar, la convenția de tineret. Nu ajung doar lacrimile acelea pe care noi le numim și am să le folosesc exact așa cum le numim, lacrimi de crocodil uneori, pentru că par așa a fi dacă nu urmează apoi o pocăință sinceră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea.
Va trebui să abandonezi viața aceea rea, viața aceea urâtă. Va trebui să lași la o parte, pentru că altfel ai făcut geabul doar superficial. Te-ai mulțumit doar cu o lucrare de suprafață. Te-ai mulțumit doar să cumperi casa și să-i dai o văruială pe din afară, dar crăpăturile din interior vor rămâne tot acolo. Va fi doar o cosmetică. Și lucrul acesta este valabil și în slujirea noastră. Ori de câte ori venim și slujim aici, indiferent că cântăm sau predicăm sau facem alt lucru, când inima noastră nu este curată înaintea lui Dumnezeu și vrem să venim aici doar să arătăm că facem și noi ceva, este un semn al încăpățânării, pentru că sfidăm ceea ce Dumnezeu ne cere, să venim înaintea Lui cu o inimă curată. Când venim aici nepregătiți, oricine am fi, chiar dacă cei care cântăm, chiar cei care predicăm, asta este o sfidare la adresa lui Dumnezeu, pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să avem, să fim pregătiți pentru lucrul acesta, să nu facem un lucru doar de suprafață. Doamne, ajută-ne, Doamne, să vedem lucrurile în adâncime, să nu ne oprim doar la suprafață. Al treilea semn al încăpățânării. Atunci când sunt confruntat cu adevărul, mă mânii în loc să mă pocăiesc. Atunci când sunt confruntat cu adevărul, mă mânii în loc să mă pocăiesc. Nu-i așa că adevărul uneori doare? Doare. Pe noi bărbații, când soțiile ne spun adevărul, ne doare și mai tare. Parcă ne-a răbit în orgoliul nostru, că ne doare. Și putea să aibă două reacții, o reacție de pocăință, așa cum a avut-o David atunci când a venit Natan la el și a spus: tu ești omul acela. Și David nu l-a pus pe Natan la închisoare. Și David s-a pocăit. Ăsta e om după inima lui Dumnezeu. Omul după inima lui Dumnezeu nu este acela care nu păcătuiește niciodată, pentru că este imposibil să nu păcătuim. Este imposibil. Omul după inima lui Dumnezeu, atunci când este confruntat cu adevărul, se pocăiește, se recunoaște. Nu se mâne, nu sare în sus. Fraților, ne-am obișnuit cu mesaje frumoase, care să nu ne deranjeze deloc, care să nu ne incomodeze deloc. Citeam o revistă Carisma despre un pastor, și n-am să-i spun numele pentru că nu vreau să ofensez pe nimeni. Un pastor la care vă place și atât de frumos să-l asculți. Și cineva m-a întrebat de el, este un tânăr, un pastor prezentabil, foarte frumos vorbește. Și a spus acestei sore din biserica noastră: l-ai auzit o dată vorbind de păcat? Și m-a privit în ochi și a spus: știi ce, nu l-am auzit. Și citeam în revista Carisma despre modul în care explodează biserica lui și va ajunge să aibă 40.000 de oameni, de membri, foarte curând. Nu este de aici, din California, n-aș vrea să. Și spunea el acolo: secretul este, noi vrem ca fiecare cine vine la biserica noastră să se simtă bine, să simtă că aici este o celebrare a lui Dumnezeu, să plece de aici simțindu-se bine, to feel good about yourself. Fraților, nu acesta este obiectivul casei lui Dumnezeu, să te simți bine. Nimeni nu poate să te încurajeze că ai făcut bine când ai păcătuit. Da, ne simțim bine. Dar știți când te simți bine? Atunci când povara păcatului este luată de pe inima ta, din sufletul tău. Atunci te simți bine. Dar într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu deranjează de multe ori. Al patrulea semn al încăpățânării: nu mai vreau să am de-a face cu poporul Domnului. Nu mai vreau să am legături cu poporul Domnului. Când ești în relație cu Dumnezeu, când ai o relație bună cu Dumnezeu, te bucuri ori de câte ori vezi pe frașii și pe surori, te bucuri să mergi la biserică. Dar atunci când este o problemă între tine și Domnul, atunci găsești numai probleme în biserică. Îl vezi pe fratele cu doare, apoi eu știu și pe ăla. Îl vezi pe celălalt, cum să nu știu și pe ăla. Vorbeam cu cineva acum la Chicago, aseară am venit de la Chicago. Vorbeam cu cineva și spunea: băi, trebuie să recunosc, dimineața ne adunăm toți la un Starbucks și primii pe care discutăm sunt păstorii. Pastor steak, nu? Folosește poate în loc de biscotti, scufundă în cafea. Totul te deranjează. Toți te deranjează. Nu mai vrei să ai de-a face cu ei. O, românii ăștia, Domnule, într-adevăr, suntem noi români așa cum suntem. Nu suntem perfecți, dar nimeni nu e perfect. Pentru că ființa umană e la fel. Și te superi și dacă îți găsești motive să te superi, îți găsești motive din orice. E adevărat. Numai să te setezi așa că vrei să te superi. Nimic nu-i bine. Vorbești de rău, te distanțezi de ei. Totul este pierdut. Și asta nu denotă decât
Dacă privești în inima ta, dacă privești în adâncul tău și ești sincer cu tine, atitudinea ta de încăpățânare poate împotriva lui Dumnezeu. Să dea Domnul să nu fie așa. Și apoi al cincilea semn cu care vreau să închei, care este culmea culmelor. Când refuz să cer ajutorul Domnului, chiar atunci când nu mai am nicio altă soluție, sunt încăpățânat împotriva Domnului. Fraților, vrem sau nu vrem, ne îndreptăm înspre mormânt, indiferent cine am fi noi. Ieri, așa cum ați auzit, Ronald Reagan, 93 de ani, mare om de stat, a plecat, a încheiat conturile. Voi încheia și eu conturile, vei încheia și tu conturile, dar cum le vom încheia? Care este atitudinea noastră după 35 de ani de pocăință, după 41 de ani de pocăință, după umblare pe calea lui Dumnezeu? Oare nu cumva am lăsat ca păcate din acestea mici, păcate care nu le băgăm în seamă, să se strecoare în viața noastră? Să ne încăpățânăm în sensul că nu mai vrem să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Să lăsăm ca Satana să cucerească câte o ramă din viața noastră? Pentru că apoi să poată să ne blocheze ieșirea și intrarea, să ne priveze de libertatea noastră, să ne facă robi? Doamne, binecuvântă Biserica Emanuel și nu îngădui, Doamne, ca acest păcat să se trecoare în viața nimănuia. Și oricare ai fi această seară, poate ești încăpățânat să te predai lui Dumnezeu. Poate te-ai încăpățânat și spui, nu mă predau, nu vreau să-L accept pe Dumnezeu. Aș vrea să spun că Dumnezeu are răbdare cu tine și poate a avut răbdare cu tine zile, ani de-a rândul, așa cum a avut și cu Asa. Din momentul în care Asa a greșit, din al 36-lea an, a avut încă 5 ani în care să se întoarcă, în care să-și revizuiască starea lui. Dar n-a făcut-o. Și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Cercetează-te tu pe tine însuți. Lasă-i pe ceilalți. Lasă încăpățânarea altora la o parte. Pentru că atunci când vei sta în fața lui Dumnezeu, vei da socoteală nu de ceilalți. Vei da socoteală de viața ta și de modul în care tu ți-ai trăit viața. De relația ta cu Dumnezeu. Îl chem pe Dumnezeu atunci când ai o problemă? Te bazezi pe El în orice problemă sau te crezi că tu poți să rezolvi totul? Nu cumva ai căzut în capcana superficialității și faci lucrurile doar pe jumătate, doar de suprafață, doar ca să spui că ai făcut? Nu cumva atunci când ești confruntat cu adevărul, atunci când venim cu groază, cu groază vine întotdeauna când trebuie să confrunt pe cineva și să-i spun, uite, ai greșit aici. Nu cumva te enervezi? Nu cumva ești tare la cerbice, așa cum le spune Ștefan celor care aruncau cu pietre împotriva lui? Nu cumva atitudinea ta față de cei din jurul tău, de semenii tăi, este atitudine nepotrivită? Doamne, binecuvântă-ne la această seară, Doamne, și ferește-ne de toată această atitudine. Și fie ca niciun asemenea semn să nu fie văzut atât în viața mea, cât și în viața ta, oricine ai fi. Și faptul că în această seară ai auzit cuvântul tău, cuvântul Domnului, să fie un îndemn pentru tine, căci Dumnezeu încă mai are răbdare. Și încă mai este o șansă ca să ne întoarcem și să eliminăm aceste vulpi mici care strică viile mari. Amin.